Ne mișcăm și noi? Da, chiar așa a blocat traficul ăștia. Alo, bună, scuze, dar întârzi pentru că leucemia a blocat traficul și nu mai poate trece nicio celulă. Bună, azi vorbim despre leucemie. Și tu acum zici, da, da, eu sunt un de sănătate, nu mă doboară nimic, nu vreau să știu nimic. Ok, dar cu toții suntem sănătoși până se întâmplă ceva, nu? Așa că nu e mai bine să fim informați puțin câte puțin? Și ne va ajuta cu răspunsurile și domnul doctor profesor universitar Horia Bumbea, pe care l-am avut invitat în cadrul live-ului organizat cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva cancerelor de sânge. Dacă stai până la final, ai să primești niște sfaturi super utile. Eu sunt Diana, iar tu ești pe cel mai mare canal de sănătate din România, Pacientul 2.0. Leucemia e un tip de cancer al sângelui. Imaginați-vă sângele nostru ca pe o autostradă plină cu mașini, unde fiecare mașină e o celulă a sângelui. Avem trei tipuri principale de celule. Celule roșii, celule albe și trombocite. În leucemie, celulele albe, care ar trebui să lupte cu infecțiile, încep să se multiplice necontrolat și ocupă toată autostrada, blocând traficul normal. Există mai multe tipuri de leucemie, dar le vom simplifica în două categorii principale. Leucemia acută și leucemia cronică. Leucemia acută apare rapid și simptomele se dezvoltă la fel de rapid, în timp ce leucemia cronică apare lent și poate dura ani de zile până să devină gravă. Diagnosticul de leucemie se face prin examinarea celulelor din sânge și măduvă osoasă. Pentru examinarea măduvei osoase este necesară puncția medulară, care constă în aspirarea unei cantități mici de sânge din osul șoldului sau din osul sternal cu ajutorul unui ac și anesteziei locale. Deși procedura pare de speriat, durerea nu este atât de puternică și seamănă mai mult cu o durere de măsea. Tratamentul leucemiei poate include chimioterapie, radioterapie și, în unele cazuri, transplant de celule stem. Scopul este de a distruge celulele leucemice și de a permite celor sănătoase să preia controlul. Fiecare tratament e adaptat fiecărui pacient, deci nu vă faceți griji, doctorul știe ce face. Nu degeaba fac 12 ani de facultate, nu? Viața cu leucemie poate fi dificilă, dar există multe resurse și comunități de sprijin. Mulți pacienți duc vieți normale după tratament. Cheia e să rămâi optimist și să urmezi sfaturile medicilor. Cum ne dăm seama dacă avem de-a face cu această boală? Păi, oboseala constantă, febra, infecțiile frecvente și sângerările, cum ar fi cele gingivale, menstruațiile abundente neobișnuite sau vânătăile apărute ușor, fără traumatism, sunt semne comune. Dar să nu vă speriați chiar atât de tare! Dacă vreți să vă verificați starea de sănătate, mergeți la medicul vostru pentru un set de analize de rutină. Vine și domnul profesor universitar Bumbea, care completează informația aceasta. Sunt foarte variate aceste simptome. Sunt pacienți care pot să nu aibă simptome și să aibă doar modificări ale analizelor. Sau dacă, bineînțeles, se trece peste etapa inițială, să spunem, de debut la boli, bineînțeles că boala, pe măsură ce progresează, începe să dea anumite semne, simptome, complicații. Sunt foarte variate. De multe ori, dacă vorbim de leucemia acută, debutul este frecvent printr-o infecție sau printr-o stare mai modificată, să spunem așa, organismului, oboseală, poate chiar paloare dacă se asociază anemie sau chiar o exprimare, să spunem, a scăderii numărului de trombocite. De regulă apare ceea ce numim noi purpură trombopenică, punctulețe mici roșii pe membre, atât pe membrele inferioare cât și pe cele superioare, sau chiar sângerări la periajul bucal. Deci sunt destul de variate, să spunem, aceste semne și simptome. Dacă vorbim de boli care afectează anumite organe limfoide, atunci uneori putem să avem niște creșteri în volum a unor ganglioni, care pot să fie superficial și atunci
pacientul simte o gâlmă, cum spunea de multe ori, sau simte un disconfort abdominal, dacă e vorba de o creștere în volum a splinei și simte o greutate la nivelul abdomenului sau chiar dureri la acest nivel. Uneori poate să apară o febră neexplicată, transpirații nocturne în special sau chiar scădere în greutate dacă se asociază și aceste semne constituționale nespecifice despre care vorbim, sau în special dacă vorbim de mielomul tiplu, acolo mai frecvent pot să apară dureri osoase, nu articulare. Multă lume asociază aceste dureri cu dureri de articulație și de multe ori pacienții ajung în aceste servicii de balneologie sau reumatologie inițial, dar de fapt durerile sunt la nivelul osului și pacientul face mai greu diferența. Așa, foarte pe scurt, cele mai frecvente semne și simptome pe care le-am enumerat. Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem și de aceea e foarte important să avem grijă de noi și pentru a ne reduce riscul de boli, inclusiv leucemie, putem face lucrurile astea atât de simple și la îndemâna oricui. Mănâncă echilibrat! Te rog frumos, lasă prăjelile și bagă mai multe fructe și legume pe zi. Și așa că e vară, ai o multitudine din care poți alege acum. Dacă faci mișcare măcar jumătate de zi, te asigur că 1. Te simți mai bine și sigur nu te mai trezești morocănos și 2. Te relaxezi și mai uci tu de stres. Nu văd nicio problemă în asta. Și nu spune că e prea cald afară și că de aia nu poți, că te poți mișca chiar și în casă. Niște întinderi și puțină respirație meditativă nu au omorât pe nimeni. E plin internetul. Te provoc! Fă asta imediat după ce vezi video-ul ăsta. Promit că nu să-ți pară rău. Lasă-te de fumat. Iar dacă nu fumezi, te felicit! Fumatul e un factor de risc major pentru multe boli și mai ales pentru multe tipuri de cancer. Fă-ți controlele medicale regulat pentru că e mai bine să previi decât să fie prea târziu. Ai grijă de tine și de sănătatea ta. Și gata! Acum știți mai multe despre leucemie. Nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe informații utile despre sănătate. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră!